No, și mă tot uit la animalul ăsta. Cum crește? Și mă gândesc că oare crește oa până la iarnă? Trebuie să chepăpăm. S-a terminat carnea de porc din congelator. Și am trecut la carne din magazin. Da, nu mă întrerupe! Nu mă întrerupe! Chiar astăzi am fost la magazin și am cumpărat niște spată de porc și mă gândeam că oare cât de mare e porcul nostru? Mi s-a terminat carnea și nu mai e mult până la iarnă. Un, doi, aici pe noi. Dar până atunci ne mai descurcăm cum putem. Adică nu că nu ne-am descurcat și nu că ar fi rău, că e foarte bine, ne mere minunat, nu ne plângem de absolut nimic. Doar de faptul că s-a terminat carnea de porc din congelator și e nevoie să cumpărăm acum. Am rupt idealul ăsta. Dar până la sacrificarea porcului mai avem pui de carne care sunt destul de mari și nu mai au mult și băgăm și pe ei la congelator. Dar până atunci, unde cine e aici? Cine e aici? Cine e cu mine aici? Trebuie și cuce, drăguțe. Țineți cu minte aici. Vreți cărniță de porcușor? Cine vrea porcușor? La grătar sau la cuptor? Cine vrea porcușor? Cine vrea porcușor? Tu vrei? Asta e marea bucurie a Sofiei acum, să plimbe pisicuțele prin toată curtea și chiar foarte amuzant. Aproape amiază și pentru că am fost puțin prin oraș, voi întârzia cu prânzul, dar nu-i problemă că nu împățu nimic de foame, așa că la treabă cu noi. Am luat o bucată de spată de porc. Și am să o bag pe toată la cuptor. E o bucată mare, dar o să scadă foarte mult pentru că cele din magazin știu sigur că sunt injectate cu saramură, încă să și văd zonele unde se vin așa cu niște seringi mari și se bagă la nivel industrial. Și am să bag toată bucata asta de porc la cuptor cu condimente și voi face niște pifle și vom servi cărnița asta așa cu sos de usturoi, cu smântână, cu salată. Copiii mă ajută cu curățatul usturoiului. Asta întotdeauna e treaba noastră. Treaba lor. Aveți cam multe acolo pe masă. Și lucru manual și usturoiul de curățat. Dar voi pune niște condimente. Sare, piper, boia, usturoi. Untură de porc. Și apoi o voi băga la cuptor pentru un timp destul de îndelungat, pentru că vreau să se pătrundă foarte, foarte bine, să se desprindă pur și simplu fibra. Dar fiind spată și fiind foarte grasă carnea, vom ajunge la acea parte foarte ușor, pentru că carnea, cu cât este mai grasă, cu
cu atât este mai fragedă. Sare. Gata. Piper. Mamă, ce bine arată! Ce bine miroase! Miroase foarte bine untura asta de porc. E proaspăt făcută, am mai avut câteva jumări puse la congelator. Copiii își bat joc de stilul meu și de accentul meu. Da, nu am mai avut untură absolut deloc și asta pentru că eu m-am aventurat foarte mult și am făcut foarte mult săpun de casă cu lapte de capră și am rămas fără untură în casă. Și asta e grav pentru noi pentru că folosim foarte multă untură. Înainte să ne apucăm noi de partea cu YouTube și vlogging și așa, Daniel a fost plecat în Danemarca. O perioadă relativ lungă, dar și scurtă în același timp. Vorbim aici de câteva luni. Și ne-a lipsit mult, oricum. Dar în perioada cât a fost acolo, a lucrat în construcții și s-a renovat un restaurant. Și de la restaurantul respectiv, bineînțeles că au scos toată mobila și tot ce era vechi și au înlocuit-o pentru că era ceva restaurant super de fițe. În fine, în orice caz, toate au fost aruncate la gunoi, aveau un tomberon din ăla enorm cu special pentru a scoate moloz și altele și unul dintre ele era spray numai pentru ce au scos din bucătărie, cuțite, linguri, vase, oale, tot felul, tăvi, foarte interesant pentru că puteai să mergi să-ți iei de acolo ce vroiai. Era chiar în zona unde, pentru că și noi am fost în vacanță sau mă rog în așa o mini vacanță pentru 2 săptămâni la Daniel să vedem cum e, ce mai face, ne era dor de el, copiii erau mici. Dar am avut ocazia să văd chiar atunci se scoteau de acolo și ne-am tot dus și ne-am ales ce am vrut. Printre ele au fost și vasele astea și nu numai vasele, acestea, dar și niște tăvi tot din același material, foarte faine, mari, late, super, le mai am și acum, le folosesc din când în când. Și am reușit atunci să mai facem rost și de blatul de inox, care l-am în cealaltă bucătărie, și încă un blat de inox și tot felul de lucruri care nu le folosim și le-am mai dat și la alții și așa. Dar mi s-a părut o ocazie super. Uite. Pentru că vasele astea, dacă mergi acum în metro sau în Selgros, sunt destul de scumpe. Și chiar dacă ele de fapt sunt vase pentru servit, adică se pun în niște tăvi speciale unde e încălzită tava și se pun și astea acolo sau se pun la rece și să țină cât mai bine rece. Și în tăvile astea mie îmi place de fapt să pun carnea la copt pentru că se prăjește foarte bine carnea în suc propriu și asta vrem să obținem. La final avem o carne foarte fragedă, foarte moale, pe care să o desfacem pur și simplu toată fibra și vom obține astfel, englezii o numesc pulled pork, adică porc tras de el. Nu știu cum se traduce exact în română, dar în orice caz e ceva foarte, foarte bun. Și din când în când mai luăm și câte o pauză să îi îmbucurăm pe copiii ăștia și să-i ajutăm. Și foarte important să, chiar dacă nu întotdeauna reușim, să le dăm atât atenție pe cât ar avea nevoie. Șai ca șai. Da, șai ca șai. Da. Ei, pentru ei e o bucurie enormă să știe că mami sau tati îi ajută din când în când
și își lasă lucru și vine și îi ajută pe ei. Șai ca șai. Da, șai ca șai. No, dar dacă am fi noi la servici acum, cine te-ar ajuta să coși, mai Victor? Eu. Am crezut că o să zici nimeni, că n-ar putea să mă ajute. Păi cam așa e. Da. Da, eu l-aș putea ajuta. Păi da, tu l-ai ajutat, da. Da. Te-ar ajuta acum, nu te ajută, Sofia. Nu știu cât de frumos o să fie Victor, dar cum a fi așa, fi bine? Da, păi cum a fi așa? Copiii își fac păpușele din ciorapi desperecheați. Și mici. Pentru că în casa asta, la noi sunt mai mulți ciorapi desperecheați decât ciorapi împerecheați. Așa-i că așa-i. Așa-i că așa-i. Așa-i că așa-i. Terminat și plăcințelele, turtele, lipiile, cum vrem să le numim. Sunt extenuată pentru că în bucătăria asta e extrem de cald și e cald din cauza acestui cuptor, acestei plite, pentru că aici gătesc acum din cauza că s-a stricat plita electrică și am nevoie să le gătesc aici. Așa că nu ne rămâne decât să mai scoatem cărnița din cuptor și să ne punem la masă. Suntem și extenuați, obosiți și rupți de foame, cum se zice la noi. Am pregătit și un sos de usturoi cu mult, mult pătrunjel. Cărnița asta bulbucește aici de numă. Cine vrea să mănânce?